În luna ianuarie anului curent, în cadrul proiectului PROMEX, promovarea sănătății mentale în școală, Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizează cursul de formare adresat profesorilor din învățământul preuniversitar. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Inspectoratul Școlar al Județului Suceava fac parte dintr-un consorțiu european format din universități și autorități publice din 7 țări europene, constituit pentru a elabora o linie de politică educațională menită să asigure promovarea sănătății mentale în școală prin dezvoltarea unui curriculum validat științific. Proiectul propune în această etapă un amplu demers de cercetare, acțiune prin care, în vederea validării științifice, curriculum elaborat este testat în cele 6 țări europene, Italia, Letonia, Croația, Portugalia, Grecia și România, fiind implicați peste 600 de profesori și peste 6.000 de elevi și părinți. Din România participă aproximativ 160 de profesori din 15 unități de învățământ, majoritatea din județul Suceava, care și-au exprimat disponibilitatea de a se implica în demersul constructiv de a identifica modalități explicite prin care sănătatea mentală poate fi promovată în școală. Astfel, cei 160 de profesori urmează un program de formare structurat susținut de către formatorii specializați pentru a dobândi abilități de facilitare a activităților de învățare socio-emoțională. Programul propune sensuri interactive de formare desfășurare online prin care cursanții pot accesa cunoștințe în domeniul promovării învățării sociale și emoționale și rezilienței, precum și al pretenției tulburărilor emoționale și comportamentale, pot identifica tehnici de lucru cu elevii pentru abordarea explicită a competențelor sociale și emoționale în școală. Pot reflecta la propriile experiențe profesionale așezate în contextul rezilienței și dezvoltării personale. Profesorii participanți au realizat activități de evaluare specializată a elevilor, au stabilit parteneriate durabile cu părinții în vederea implementării activităților de învățare din cadrul proiectului. În semestrul al doilea, toți profesorii participanți, pe baza materialelor curriculare puse la dispoziție de proiect, vor realiza activități de promovare a sănătății mentale în școală prin cultivarea abilităților de învățare socială și emoțională, prin crearea cadrului de susținere a rezilienței, prin prevenția dificultăților care pot apărea la aceste vârste, anxietatea sau depresia, violență sau bullying, angajare în comportamente de risc în cazul adolescenților. Această formare va contribui la îmbunătățirea stării de bine, abilităților sociale și emoționale ale profesorilor, precum și la optimizarea strategiilor și abordărilor acestora în promovarea stării de bine a elevilor și familiilor. PROMEX este primul curriculum de promovare a sănătății mentale elaborat în colaborare de cercetători, factori decizionali și asociații științifice din 7 țări europene, respectiv Croația, Grecia, Italia, Letonia, Malta, România și Portugalia.